să vorbim despre ce o să citesc vara asta, ce îmi propun să citesc. Traducem literatura franceză într-un fel care îmi place mai mult. Abia aștept să vă spun la ce master dau și ce o să studiez. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, de unde am lipsit vreo 3 luni. Dar și dacă mă urmăriți pe Insta, știți bine că a fost un proces foarte lung. Mi-am dat licența, am luat licența, urmează să dau la master. Și cel mai probabil o să vorbesc despre master mai târziu, până mă prind cum funcționează, dar pe Instagram vorbim mult mai des și reușesc să vă updatez mai degrabă în timp real acolo. Nu o să vorbim acum despre cum a fost experiența cu licența. Mi-ar plăcea să fac un clip la un moment dat despre licență și despre ce am însemnat cei 3 ani din viața mea. Dar acum, pentru că e vară și pentru că în sfârșit sunt liniștită și sunt relaxată cu ceea ce se întâmplă, vreau să vorbim despre ce o să citesc vara asta, ce îmi propun să citesc după 3 ani în care, sau chiar 4 pentru mine, în care nu am citit neapărat doar ce am vrut eu sau n-am putut să mă concentrez neapărat pe ce mi-am dorit eu să citesc. În schimb, acum pot să fac. Așa că am câteva cărți aici, adică astea despre care vreau să vorbim, și o să vorbim la final și despre un nou proiect pe care l-am. Din nou, dacă mă urmărești pe Instagram, știi despre ce, probabil îți imaginezi despre ce e vorba, dar dacă nu mă urmărești, rămâi până la final ca să vezi exact despre ce e vorba și dacă te interesează. Primul roman despre care vreau să vorbim este Meteorii de Michel Tournier, care s-ar traduce Le Meteor sau Gemini. El a apărut în 1975 în Franța, la Edition Gallimard, și teoretic vorbește despre viața acestor gemeni, Jean și Paul, care foarte des sunt adresați drept Jean-Paul. Are ca principală temă identitatea și Tournier a spus de foarte multe ori că singura iubire pe care o consideră iubire reală este iubirea de sine, sau deseori poate să fie iubirea față de un sine în care te regăsești. Și de asta e foarte interesant că vorbește despre gemeni și despre cum ei teoretic se regăsesc, ar trebui să regăsească perfect unul în celălalt. Apărând în 1975, este s-ar încadra în stilul postmodernist, așa că el revizitează niște mituri, cum ar fi mitul androginului, dar nu o să vă spun multe alte lucruri, decât că este o carte gigantică pe care eu am vrut să încep înainte de licență, pentru că atunci mi-am cumpărat-o. Am citit până acum 30 de pagini, pentru că m-am forțat foarte tare să nu o citesc și să nu mă ating de ea, pentru că aveam de învățat alte lucruri și de citit alte lucruri atunci. Dar este, mi se pare, extrem de interesantă și mai ales că mă introduce în literatura franceză într-un fel care îmi place mai mult. Noi n-am ajuns să facem literatură postmodernistă deloc. N-am făcut nimic postmodernist la franceză, cred. Maxim ne-am oprit la anii 40-45, pe acolo. În schimb, îmi place că ajung să citesc cumva literatură contemporană, kind of, și vreau să citesc mult mai multă literatură franceză acum. O să mai citesc și 2 volume de Max Blecher pe care le-am luat de la editura Cartex și o să vă las jos un link despre viața lui Max Blecher pe care l-am citit pe site-ul Muzeului Literaturii. Teoretic, aș vrea să încep cu Întâmplări în realitatea imediată, care vorbește despre, teoretic, din ce știu, ar trebui să vorbească despre apropierea între ființe și obiecte, și avem ca protagonist un băiat într-un oraș de provincie și ar trebui să ne învârte foarte mult prin experiențele lui, în special senzoriale, aproape maladiv senzoriale, dar cam asta ar fi, și sunt foarte, 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 foarte scurte și mi-am permis să le iau pe amândouă de la Cartex, deși mi-a plăcea să fiu sponsorizată de Cartex, nu sunt. Au fost foarte ieftine, au fost, cred că am dat 13 lei pe una. Și o carte la 13 lei e o carte ieftină azi. Așa că de-aia mi le-am luat pe amândouă. Și mi-am luat și Vizuina Luminată, Jurnal de Sanatoriu. La fel, probabil, o să fie cam aceeași... o să fie cam în aceeași zonă. O să vă citesc ce scrie... ce spune Mihail Sebastian, care e un alt autor fenomenal, din aceeași perioadă. Pentru că a trăit... Max Blecher a trăit undeva în
până în 38, cred că a murit, s-a născut în 1909 și a murit în 1938, undeva foarte devreme, la începutul secolului 20. Mihail Sebastian spune: mă gândeam nu la moartea lui Max Blecher, care a fost în sfârșit îndurătoare, ci la viața lui, care mă cutremură. Era o suferință prea mare pentru a primi o compasiune, o tandrețe. Puțin străin a rămas mereu băiatul ăsta, care, în atrocea lui durere, trăia ca într-o altă lume. Niciodată n-am putut avea față de el un mare elan, o totală deschidere. Mă speria puțin, mă ținea departe, ca la porțile unei închisori, în care nu puteam pătrunde, din care nu puteam ieși. Îmi spun că aproape toate convorbirile noastre aveau ceva stingherit, ca și cum le-aș fi avut într-un parloar. Și după ce ne despărțeam, unde se întorcea el? Cum era acolo unde se întorcea? Asta spune Mihail Sebastian. Deci, astea două vor fi... le voi citi pe astea două, să le citesc probabil după Meteorii, care o să-mi ia destul de mult timp. Continuăm cu retroversiuni, blocaje. Eu cumva sunt încă la cărțile pe care le-am cumpărat de la Bookfest, pentru că n-am ajuns să le citesc. Retroversiuni, blocaje e a doua antologie de proză scurtă scrisă de femei. Prima a fost retroversiuni normale și vă aduceți aminte, dacă vă uitați puțin pe canalul meu printre videoclipuri, anul trecut, tot pe vremea asta, citeam prima antologie care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Iar numele de autoare care sunt aici sunt fenomenale, așa că abia aștept să ajung la noua antologie. Următoarea aseptă să fie puțin amuzantă, dar eram într-o zi la Antic Ex Libris și mă uitam... De obicei, când citesc ficțiune, îmi place să am și ceva non-ficțiune sau să am mereu o carte de non-ficțiune pe care să o mai citesc ca să mă așeze puțin. Și am găsit The History of Europe in Bite-Sized Chunks, pe care am luat-o din nou pentru că era ieftină și pentru că mi s-a părut amuzant. Pentru că eu nu citesc absolut deloc istorie. Mi-aduc aminte că am citit istorie după bacul la istorie. Pentru că mi se părea, din nou, eram în același vibe cu istoria. Dar cred că cum sunt acum cu literatura franceză după examen. Dar am citit două cărți de Lucian Boia și pe aia m-am oprit. Cartea asta vorbește despre istoria Europei în niște mici eseuri. Apoi avem Essays in Love de Alain de Botton, pe care am luat-o în acel zi când am fost la Antic Ex Libris. Din nou, pentru că e o carte rapidă, n-am citit nimic de Alain de Botton, nu am nicio părere despre el. Știu că e un autor foarte popular, nu-mi dau seama dacă e popular, în ce zone de popularie și care e părerea generală despre el. Nu știu pentru ce e apreciat, știu că nu e asta cea mai populară carte a lui. Nu mai aduc aminte cum se cheamă cea mai populară carte a lui. Dar seamănă cu o altă carte pe care am citit-o. Sincer să-mi amintesc titlul, dacă nu o să scriu în descriere. Era despre scrisori de dragoste către fiecare parte a corpului. Și era câte scrisori de dragoste pentru mână, pentru plămâni, pentru inimă, pentru creier. Și asta la fel vorbește, are niște mici scrisorile sau mici povestioare despre frumusețe, despre marxism, despre minte și corp. Nu știu, sunt foarte curioasă ce ar putea să însemne toată cartea asta despre autenticitate. Nu știu, sunt foarte curioasă ce... Pentru că nu iau ca pe ceva din care am ce să învăț. E mai mult o carte despre care sunt foarte curioasă despre modul de construire al acestei cărți. Sunt două lucruri pe care mi-am dorit să le fac după facultate. Pentru că aveam nevoie de toate cunoștințele din facultate ca să parcurg ce urmează să parcurg. Mi-am luat din nou în acel zi cu... Essays in Love, mi-am luat A Portrait of the Artist as a Young Man de James Joyce, despre care știm că este scriitor irlandez modernist. Noi l-am studiat la literatura engleză. Vorbim despre o trezire intelectuală și religioasă a protagonistului, pe care îl cheamă Stephen Dedalus, cumva, care vine de la mitul lui Dedalus, care vine din mitologia greacă. S-ar putea să nu pronunț absolut deloc bine numele astea. Și știm, noi am învățat la facultate și în general se știe că Joyce e foarte pasionat de reinterpretarea miturilor și de toate lucrurile astea. Așa că A Portrait of the Artist as a Young Man o să fie prima pe care o citesc. Iar apoi, ce o să citesc este Ulisse, care era an obvious choice, pentru că am terminat literatura engleză și trebuie să fi citit Ulisse. Noi am avut la facultate de citit Ulisse, dar din câte vedeți, e un mic post-it aici, pentru că atât am citit din ea, am avut o singură bucățică din carte.
Da, am avut o singură bucățică din carte, undeva la 20 de pagini, nu știu, trebuie să citesc cartea asta. Știu să vorbesc foarte bine despre ea și am avut chiar examen din ea, mi-a picat o parte din o analiză pe cartea asta. Dar nu am citit-o în întregime și vreau să fac treaba asta. În Ulysses al lui Joyce avem un protagonist pe care îl cheamă Leopold Bloom, care se plimbă prin Dublin, trăiește niște chestii. Dublin mai degrabă este un labirint în viața lui, în seara respectivă, pentru că cartea asta e despre o seară. Teoretic, legătura este cu Ulise din Ithaca, din mitologia greacă, și există niște lucruri foarte interesante. Și mai am, este Pe drum spre mine, antologia lui Ștefan, adică singura antologie, antologia Bestia de Zahăr, apărută la Oh My God Publishing, scrisă de Olga Ștefan, care conține poeme din niște volume de ale ei de poezie, la care, în afară de resursa, eu nu am ajuns, și niște poeme inedite, dar e pe drum, urmează. Și probabil o să fie, probabil să fie una dintre primele pe care le citesc fiind poezie. Iar acum, mai rămâne să vă spun că am început un club de carte pentru a rămâne constant updatați cu ceea ce se întâmplă cu clubul de carte și cu ce citesc. Nu uitați că pe Instagram sunt mult mai activă și acolo aveți detalii despre toate lucrurile astea. E un club de carte despre poezie contemporană, care este deschis absolut oricui. Se va întâlni o dată pe lună, dar există un grup, există niște înscrieri. Toate informațiile astea le găsiți pe pagina mea de Instagram. Și cam atât. Sper că ați avut un început de vară sau o jumătate de vară până acum, de fapt, relaxat și exact așa cum vi l-ați dorit. Și că urmează un nou an academic fenomenal în care o să facem o groază de alte chestii și abia aștept să vă spun la ce master dau și ce o să studiez și sper să intru. Sunt foarte, foarte încântată pentru perioada asta care urmează și masterul la care m-am înscris este un master pe care, în primul rând, îl respect foarte tare prin prisma rezultatelor și prin prisma oamenilor care știu că au terminat masterul respectiv. Și nu cred că este exact ce vă așteptați. Nu cred că este ceva la care v-ați aștepta. Atât pot să spun. Am terminat. Astea sunt cărțile pe care propun să le citesc în următoarea perioadă, adică pe parcursul verii. Și Ulise o să-mi ia cu siguranță cel puțin o lună să o citesc. Deci, vă las cu bucurie. Vreau să spuneți ce vreți voi să citiți vara asta, pentru că sunt foarte curioasă ce mai citesc alți oameni, în afară de mine, și poate să-mi iau inspirație de la voi. Așa că nu uitați să-mi scrii câte volume citești, nu contează. Vreau să știu tot ce e în plan. Și de acum ne vedem mai des. Asta e promisiunea pe care o fac. Ne vedem mai des, pentru că urmează foarte multe lucruri interesante, așa cum v-am zis. Deci, spor la citit!